Expoziția și catalogul Floricăi Prevenda din ciclul Undeva în timp au ajuns la Muzeul Banatului Montan din Reșița. Lucrări de mai mici dimensiuni au fost expuse și la Gărâna Chibuț cu prilejul deschiderii festivalului de jazz, aflat la ediția cu numărul 27. Cea de-a doua etapă a proiectului Undeva în timp al artistei Florica Prevenda se desfășoară în aceste zile la Muzeul Banatului Montan de la Reșița. Expoziția s-a bucurat de o foarte bună receptare. Iată-ne astăzi, în plină vară, Florica Prevenda. Este o onoare pentru mine, este în același timp o onoare pentru instituția noastră, să avem pe simeze lucrări care, profețeam eu ieri, sunt ca o ploaie de vară, dar nu m-am gândit că așa. Însă sunt lucrări care pentru mine m-au apropiat de structura pământului, de structura plantelor, de senzorialitatea tot ceea ce înseamnă o natură scăpată în vară. Expoziția și lansarea catalogului la Reșița vin după prima etapă a proiectului, care a avut loc în primăvară la Muzeul de Artă Constanța. Lucrările de mari dimensiuni, cu peisaje din Câmpia Bărăganului, au încântat publicul reșițean. Fiecare lucrare are povestea. Fie că vorbim despre un ciuchine, a cărui dinamică o vedeți parcă vântul care suflă, liniștile arse, privite de sus, baloții de paie, orizonturile foarte largi. Le-am cupat aici, se va deveni aterii, în prima sală, Floarea Soarelui, care la Constanța a fost adorată de public, iar în sala de jos o să vedeți serile, norii, ceața aceea care de-abia se ridică de pe miniști. Toate aceste senzații, toate aceste emoții încapsulate, mi se livrează într-o notă muzicală, într-o notă de literatură, într-o notă de decor de teatru. Cu acest prilej la sediul Radio Chibuț din Gărâna, în preambulul festivalului de jazz a avut loc o ediție specială a Cafenelei Critice, moderată de domnul Ion Bogdan Lefter. În expoziția asta, Florica Prevenda, la unea dintre cele mai importante artiste, dintre cele mai importanți artiști vizuali români de azi și întotdeauna, e o etapă nouă și foarte spectaculoasă în felul ei, în creația Floricăi Prevenda. Ea a încercat mereu să găsească soluții de introspecție într-o artă care, în principiu, foarte greu acceptă așa ceva. Și a elaborat o tehnică a acumulărilor miniaturale pe pânză, care ies în relief față de pânză, lamele, diverse materiale colate uneori, hârtie lucrată, iată, uscată, la piemașe, alte soluții, în așa fel încât imaginile care au rezultat din alăturările de culoare dictată și de asemenea tușe în relief, dacă le pot spune așa, să construiască imagini. Lucrările expuse aici, la sediul Radio Chibuț din Gărâna, vor rămâne pe simeze pe durata festivalului, iar expoziția de la Muzeul Banatului Montan poate fi vizionată până la sfârșitul lunii august.